Președintele Klaus Iohannis a avizat favorabil cererea de urmărire penală împotriva lui Ion Iliescu, Petre Roman și Gelu Voican Voiculescu. Cei trei sunt acuzați de crime împotriva umanității în dosarul Revoluției din 1989. 353 de cazuri noi de gripă au fost înregistrate la nivel național în ultima săptămână, anunță Institutul pentru Sănătate Publică, citat de gândul.info. De la începutul sezonului au fost confirmate 1724 de cazuri, dintre care 123 au dus la moartea pacienților. Noi negocieri au loc astăzi între reprezentanții sindicatelor și ministrul Sănătății Sorina Pintea despre regulamentul sporurilor și cum ar trebui ele împărțite la nivelul fiecărei unități spitalicești. La negocieri participă și ministrul Muncii Ilia Olguța Vasilescu. Peste 10.000 de credincioși din toată țara s-au adunat la izvorul tămăduirii de la Biserica Bună Vestire din Brăila. Astăzi este zi de mare sărbătoare pentru ortodoxi, în care oamenii vin la biserică pentru a lua aghiasma mică. Peste 3,2 milioane de români trăiesc în alte state europene, cei mai mulți în Italia, Spania, Germania și Marea Britanie, scrie Ziarul Financiar. Deși salariile au crescut cu 50% în ultimii 5 ani, anual 200.000 de români pleacă din țară atrași de bani mai mulți și de condițiile de viață superioare. Tragerea la sorți pentru semifinalele Ligii Campionilor va începe la ora 14 la Zurich și va putea fi urmărită în format live blog pe prosport.ro. Au mai rămas în competiție Bayern München, AS Roma, Liverpool și Real Madrid, care a câștigat ultimele două ediții. Mai mulți parlamentari albanezi au aruncat cu făină și ouă în premierul Edi Rama, supărați pe introducerea unei taxe pe autostrada spre Kosovo. Măsura a generat și proteste violente de stradă, în care 20 de oameni au fost răniți, iar mai multe puncte de colectare a taxei au fost incendiate. Pentru a afla știrile de ultimă oră, intrați pe mediafax.ro.